venim dumneavoastră, mi-ați pus întrebarea, când vine domnul Renat în funduri vechi? Iată-și că a venit și ziua aceea, nu pur și simplu ca cetățean, dar ca candidat al, la funcție de președinte a Republicii Moldova. Să știți că eu mă mândresc că toate orașele din nordul țării, unde am avut primari, Pălești, Bălți, Glodeni, Râșcan, Drochea, Dondușeni, deci în fiecare oraș, primarii noștri au recâștigat mandatul. Eu înțelegeam perfect că în Republica Moldova se acceptă doar politicieni care cu Doamne ajută eu un culoc, care cu Doamne ajută mai face vă coaliții, cu Doamne ajută vă 20 de mașini de țigări pe noapte să meargă, o leac de spirit pe la noapte. Mă bucur de faptul astăzi că mai mulți cetățeni de Republica Moldova doresc o schimbare, dar doresc o schimbare adevărată. Știți foarte bine cum o arăta 30 de ani strada Baitucova, acum Caraciobana, care erau gropi de jumătate de metru de când eu eram student la Leco Ruso. Pur și simplu le-am tăiat digitățile și un an de zile nu au furat nimeni. Și s-au găsit bani pentru frigideri, și pentru drum, și repararea străzii Pușkina. Cu părere de rău, astăzi majoritatea funcționarilor atât de tare au prins care la șuric, care la culoc, că știți cum ideam, pun mâna pe ceva, nici nu tare se rușinează. Varianta moldovnească care m-a ușit cel mai tare, facem drumuri bune, pe urmă tăiem și punem vodoprovod. Doamne, n-am obligațiuni față de mine. Eu n-am slujesc, nici ruși, nici europeni, nici rumă. Eu slujesc poporul. Votăm Renato Usatăi, candidatul numărul 1 în buletinul de vot.